Menținerea în funcția ministrului Liviu Pop a fost taxată dur de Cătălina Bozianu. Deputatul PMP ceruse public demiterea acestuia pentru haosul produs în sistemul de învățământ, criza manualelor pentru gimnaziu și lipsa de implicare în rezolvarea problemelor infrastructurii școlare. Iar lipsa de reacție a PSD-ului și guvernului în contextul remanierii nu putea trece neobservată. Consider acest lucru o sfidare a tuturor copiilor de vârstă școlară, a părinților acestora și a bunului simț. De asemenea, menținerea cu orice preț în funcția lui Liviu Pop dovedește disprețul pe care liderii PSD îl au față de educație, precum și incapacitatea acestui partid de a promova oameni competenți și decenți intelectual, care să reprezinte modele pentru copiii noștri. Dragi colegi, este evident pentru oricine că această remaniere guvernamentală nu are drept scop înlocuirea unor miniștri mai puțin competenți sau mai puțin integri cu alții care se potrivesc mai bine cerințelor oamenilor din această țară. Scopul acestei remaniere este reglarea de conturi între diferitele grupuri de interese politice și economice din PSD, din jurul său, din spatele acestui partid. Din păcate, cei care suferă din cauza războaielor politicianiste dintre liderii PSD sunt românii, a rostit Cătălina Bozianu. Deputatul PMP a reafirmat la finalul declarației sale faptul că la parchet, miniștrii căzuți victima acestor răfuieli ar trebui să fie demis și cel mai dezastruos ministru din guvern, Liviu Pop, de la Educație.